Bun găsit la Link News, sunt Andrei Groșanu, iată principalele titluri ale zilei. Ministrul Sănătății a decis scoaterea medicinei de urgență din subordinea lui Raed Arafat. Curtea Constituțională a decis că elevii nu mai au voie să se joace în curtea școlii după ore, USR afirmă că nu va lăsa lucrurile așa, iar rusoaicele își taie cu foarfec agențiile Chanel din patriotism. Rămâneți cu noi la Link News! Ministrul Sănătății Alexandru Rafila s-a decis să elimine tot ce înseamnă medicină de urgență din subordinea Departamentului pentru Situații de Urgență, condus de medicul Raed Arafat. Este vorba de serviciile SMURD, de ambulanțe și de unitățile de primire urgență din spitale. Rafila susține că a sosit timpul ca acestea să treacă în subordinea Ministerului Sănătății, deoarece le și finanțează, însă asupra cărora nu are un control managerial. Rafila vorbește de un sistem medical integrativ, însă abia când instanța a constatat că Raed Arafat nu a putut dovedi cu acte nici calitatea de șef al DSU. Ministrul Sănătății s-a ferit să spună că decizia de scoatere a serviciilor de urgență din subordinea lui Arafat ar fi una politică și a avertizat chiar pe jurnaliști că nu ar dori să interpreteze eronat această declarație. Tot ministrul Rafila a declarat că personalul medical angajat în perioada pandemiei va susține un examen care să permită continuarea activității din punct de vedere legal. Judecătorii de la Curtea Constituțională au decis că elevii nu se pot juca în curțile școlilor dacă sunt în afara orelor de program. Mai exact, s-a declarat neconstituțională legea care permitea elevilor să se folosească în mod gratuit de terenurile de sport din cadrul unităților de învățământ, chiar și atunci când nu au program. Reprezentanții USR, cei care au inițiat acest proiect de lege, spun că vor redepune proiectul deoarece este în beneficiul tuturor copiilor. În opinia lor, mediul de joacă este mult mai sigur într-o unitate de învățământ decât pe stradă sau în alte spații închise. Guvernul Ciucă a atacat la CCR acest proiect de lege pentru exprimări neclare, iar judecătorii au admis cererea deoarece orice exprimare din lege care lasă loc de interpretări se consideră neconstituțională. În ceea ce privește sportul în România, în cazul copiilor, datele nu sunt îmbucurătoare. Elevii de gimnaziu au maximum 2 ore de sport pe săptămână, iar cei de la liceu una singură, de cele mai multe ori spre finalul programului. Organizația Mondială a Sănătății menționează că în România, 1 din 4 copii este obez sau supraponderal din cauza lipsei de mișcare. Bucureștenii ar putea avea un nou teatru până în ianuarie 2024 dacă proiectul Grivița 53 va primi autorizația de construire de la Primăria Capitalei. Este un ultim pas pe care îl mai are de parcurs proiectul inițiat de regizoarea Cris Simion Mercurian după o campanie de 4 ani, timp în care mii de personalități și oameni simpli i s-au alăturat și au donat aproape 500.000 de euro proiectului, care a primit și un grant de 2 milioane de euro, astfel că primăria nu va fi nevoită să investească. Conform fondatoarei proiectului Cris Simion Mercurian, este esențială obținerea autorizației de construire, pentru că toate avizele sunt favorabile, dosarul este complet, însă dacă acesta nu este eliberată până pe 11 aprilie, proiectul ar putea pierde grantul de 2 milioane de euro proveniți din fonduri norvegiene. Primăria Capitalei nu a oferit niciun răspuns până la această oră. În ultimii 3 ani în România, zona de prosumatori din energie a cunoscut o creștere fabuloasă de aproape 45 de ori. Dinamismul este caracteristica principală a acestei zone de piață energetică autohtonă, cel mai puternic imbold pentru dezvoltarea acesteia fiind, fără doar și poate, creșterea galopantă a prețului la energie din ultimul timp. Astfel, tot mai multe gospodării au apelat la metode de a produce energie verde. Că aceasta vine de la panourile fotovoltaice sau eoliene, tendința oamenilor este de a nu stoca surplusul, ci de a-l introduce în rețea, devenind astfel prosumatori. Având în vedere noul program AFM Casa Verde Voltaice 2022, în ipoteza menținerii trendului de creștere înregistrat în anul 2021, a numărului de prosumatori, se prognozează până la finalul anului 2022 existența a circa 30.000 de prosumatori, au precizat reprezentanții Autorității Naționale de Reglementare în domeniul energiei. În ciuda creșterii spectaculoase și a potențialului foarte bun pe termen mediu, piața este încă la un nivel foarte redus față de alte state europene.
Modelele din Rusia par foarte supărate că brandul Chanel s-a retras de pe piața rusească după invadarea Ucrainei. Mai multe tinere și-au distrus în fața urmăritorilor gențile de mii de euro pe care le aveau. Rusoaicele cu bani își explică gestul afirmând că brandul a dovedit o lipsă totală de respect față de toți cumpărătorii ruși. Pentru noi, rusoaicele, prezența brandului Chanel în viața noastră nu joacă niciun rol. Noi am fost întotdeauna chipul acestui brand. Noi am fost cei care, din copilărie, ne-am stabilit scopul de a cumpăra o geantă a acestui brand. Și-au cumpărat. Dar nici o geantă, nici un singur lucru nu merită dragostea mea pentru patrie, a scris prezentatoarea TV și actrița Marina Ermoschinaia, care a și postat un video în care își distruge geanta. DJ Katia Guseva a decis să-și distrugă și ea poșeta Chanel în fața camerelor de filmat, deoarece nu este de acord cu politica brandului. Totuși, nu neagă că își va mai cumpăra alte genți atunci când situația se va schimba. La fel a făcut-o și Victoria Bonia, o tânără fotomodel care are 9 milioane de urmăritori pe Instagram. Legendara trupă de rock Pink Floyd a lansat ieri piesa Hey Hey Rise Up pentru a sprijini populația Ucrainei. Este prima melodie pe care trupa o lansează după 28 de ani, iar fondurile colectate în urma acesteia vor fi donate pentru a sprijini umanitar Ucraina. Piesa este interpretată de chitaristul David Gilmour, bateristul Nick Mason, basistul Guy Pratt și Nitin Shaughnessy, care va cânta la clape. Partea vocală este interpretată de cântărețul ucrainean Andrei Kivilniuk, membru al formației Boombox. David Gilmour, care are o noră ucraineancă și nepoți ucraineni, a spus că a fost emoționat de interpretarea lui Kivilniuk, care s-a alăturat armatei pentru a lupta să-și apere țara. În prezent, acesta este internat în spital după ce a fost rănit în urma unei explozii. Ursula von der Leyen și Joseph Borrell se vor întâlni astăzi la Kiev cu Volodymyr Zelensky. Este prima dată de după izbucnirea războiului din Ucraina când o delegație oficială vine în vizită la Kiev pentru a se întâlni cu autoritățile ucrainene. Cei doi oficiali ai Uniunii Europene au plecat de dimineață cu trenul din localitatea poloneză Prezmil, situată la 13 km de granița cu Ucraina, cu destinația Kiev. Aceștia au ales călătoria cu trenul pentru că spațiul aerian ucrainean este închis. Von der Leyen și Borrell își vor arăta sprijinul neclintit pentru Ucraina în lupta sa împotriva invaziei rusești. Opinia publică nu a știut foarte multe detalii despre vizita celor doi din motive evidente de securitate. Potrivit informațiilor, și premierul slovac se va alătura acestei vizite. Eduard Hager a ajuns în cursul nopții la Kiev. Între timp, Vladimir Putin a discutat cu membrii permanenți ai Consiliului de Securitate al Federației Ruse despre cursul operațiunii militare speciale din Ucraina, precum și despre negocierile dintre delegațiile de la Moscova și Kiev, a anunțat purtătorul de cuvânt al Kremlinului. Crimele și dramele provocate de soldații ruși în Ucraina trebuiau să fie sancționate și la cel mai înalt nivel, la ONU, motiv pentru care Federația Rusă a fost suspendată din Consiliul Drepturilor Omului printr-o rezoluție votată de 93 de state. Proiectul de rezoluție a fost inițiat din cauza încălcărilor drepturilor omului de către Rusia. Consiliul Drepturilor Omului a exprimat preocupări grave referitoare la informațiile despre încălcările grave și sistematice, despre abuzurile asupra drepturilor omului și încălcările dreptului umanitar internațional comise de Rusia prin invazia din Ucraina. 24 de state membre ONU au votat împotriva acestei rezoluții, printre susținătorii cei mai mari ai rușilor fiind, fără vreo surpriză, China. Ambasadorul chinez la ONU a declarat că această rezoluție poate crea un precedent periculos cu efecte grave. Pe lângă dezamăgirea de fațadă ce a fost afișată de purtătorul de cuvânt al președinției ruse Dmitri Peskov, important a fost că rezoluția a putut fi adoptată, astfel că majoritatea statelor ONU au tras un semnal de alarmă față de crimele comise de Rusia în Ucraina. Suspendarea Rusiei din Consiliul Drepturilor Omului poate fi o acțiune preliminară în procesul de izolare a Rusiei în ONU și poate chiar o reformare a Consiliului de Securitate, astfel încât statele aflate într-un conflict și care au drept de veto în acest Consiliu să nu poată să și-l exercite pentru a nu mai exista abuzuri. Oamenii de știință de la Institutul Babraham, afiliat Universității Cambridge din Marea Britanie, ar putea duce la dezvoltarea unor tehnici care previn bolile bătrâneții prin restabilirea funcțiilor celulelor mai vechi
și reducerea vârstei biologice a acestora. Experimentul expune celulele mai bătrâne la un amestec de substanțe chimice care le reprogramează pentru a se comporta ca unele tinere. Dr. Diligent Gill, cercetător la Institutul Babraham, a declarat: "Înțelegerea noastră privind îmbătrânirea la nivel molecular a progresat în ultimul deceniu, dând naștere unor tehnici care permit cercetătorilor să măsoare modificările biologice legate de vârstă în celulele umane. Am reușit să aplicăm aceste tehnici la experimentul nostru pentru a determina gradul de reprogramare obținut prin noua noastră metodă", a mai declarat acesta. Este clar că știința progresează, aspecte legate de întârzierea procesului de îmbătrânire fiind abordate prin mai multe metode până acum, de la criogenizare până la diverse tratamente aplicate pielii. Și poate într-un viitor nu foarte îndepărtat, vom putea folosi această tehnologie în masă. Cine nu-și dorește să trăiască cu 10-15 ani mai mult? Mark Zuckerberg a anunțat că intenționează să dezvolte o monedă virtuală care poate fi folosită pe Facebook, Instagram și în tot universul Meta. Zuckbucks, cum a fost poreclită aceasta de angajații gigantului american, mai poate avea un rol important: diversificarea veniturilor și revitalizarea bazei de utilizatori, bază care a suferit o schimbare odată cu ascensiunea fulminantă a platformei de socializare TikTok în ultimii ani. La fel ca Twitch de la Amazon, TikTok folosește un sistem de bacșiș prin care fanii pot cumpăra monedele sale pentru a achiziționa apoi cadouri pe care să le ofere creatorilor lor favoriți. De asemenea, creatorii pot cumpăra monedele pentru a utiliza instrumente precum Promote pentru a stimula profilul unui videoclip TikTok, crescând numărul de spectatori sau de urmăritori. Integrarea NFT-urilor pe platformele Facebook și Instagram este iarăși unul dintre dezideratele pe termen mediu ale companiei Meta, care încearcă să prindă trendul viral al acestor jetoane nefungibile încă de la începutul acestuia. Sunt Andrei Groșanu, acesta a fost Link News de astăzi. La revedere!